Printre pictorii cantonați la Voina în tabăra națională de pictură s-a aflat și Bianca Baraban, o tânără din Boteni proaspăt admisă la Facultatea de Arte Plastice din Cluj. Îndrăgostită de pictură încă de mică, artista a urcat treaptă cu treaptă pe drumul către împlinirea destinului pe care și l-a ales, acela de a fi artist plastic. Tânăra este una dintre valorile cu care se poate mândri cenaclul de arte plastice Idene Gulici. Tabăra de pictură Voina 2020. Alături de noi avem și o tânără care, iată, a reușit un examen la Facultatea de Arte din Cluj și iată, este pentru prima dată când vine într-un șantier plastic și ia cunoștință de cum se lucrează, cum se pictează și ce atmosferă și ce efervescență au aceste tabere asupra artistului, asupra pictorului. Cred că ai înțeles ce înseamnă lucru de grup, de șantier, pentru că cei care au fost prezenți în tabără, chiar dacă tu nu ai lucrat, primești un simbol să-ți aduci aminte de aceste momente. Să-ți fie cu noroc. Sunt încântată, pe de altă parte, că am reușit și că voi studia în continuare ceea ce mi-am propus de mică. Și mulțumesc domnului Liviu Cioacă pentru că m-a susținut și mi-a dat speranța că pasiunea chiar trebuie trăită și să continui să fac ceea ce îmi place. Medalia oferită de directorul Casei de Cultură Tudor Mușatescu este o primă distincție care va încununa peste ani panoplia cu trofee a artistei din Mușcel.